Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea dragostei pentru luna noiembrie 2021. Etalare pentru zodia Taur, ascendent lună în zodia Taur. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă doriți să îmi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Am ales de data aceasta să facem etalarea cu cărțile pe față și să vedem ce energii predomină. Avem semne de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, semne de aer. Văd că aveți de-a face cu semne de aer în luna aceasta, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar mai ales cu o fecioară sau un vărsător. Depinde de la caz la caz. Energia principală vine cu steaua. Aveți o dorință în luna aceasta, vă doriți o împăcare, vă doriți o vindecare, poate să depășiți o perioadă grea din viața dumneavoastră sentimentală, poate să înțelegeți anumite lucruri din punctul acesta de vedere, dar vreți și o schimbare, o șansă poate, vreți să vă eliberați de o situație foarte grea și aveți această speranță că totul va fi bine. Haideți să vedem mai exact ce vă doriți. Să aflați anumite lucruri ascunse, să cercetați sau să înțelegeți mai bine persoana iubită sau evoluția sau progresul într-o relație sentimentală. Vă mai doriți un succes, o realizare, o împlinire, poate să vă întemeiați o familie. Vreți să descoperiți motivele pentru care o anumită relație nu a funcționat sau ce se întâmplă cu persoana iubită. Poate fi vorba și de un proces prin care veți trece unii dintre dumneavoastră, lucru pe care nu vi-l doriți, dar se pare că se întâmplă, sau, pe de altă parte, poate fi vorba de o întrerupere bruscă a unui proces de divorț, probabil, sau a unui scandal foarte mare pe care îl aveți cu persoana iubită, sau va apare un conflict care va lua sfârșit și apare o împlinire, un câștig emoțional foarte important care vine în viața dumneavoastră și o perioadă neplăcută care se va termina. Provocările vin cu nouăle de spade care aduce foarte multă suferință, lacrimi, nopți nedormite, stres, anxietate, vinovăție poate sau neputința dumneavoastră de a vă vindeca, de a ieși dintr-o situație foarte grea. Poate vă simțiți și foarte singuri sau poate nu aveți niciun sprijin, niciun suport emoțional care să vă ajute să ieșiți din această problemă și de aici provocarea. Ia să vedem. Da, vă doriți o a doua șansă, o a doua șansă într-o relație care a fost mai lungă și sunteți foarte prinși de acea persoană, de acea relație, nu vreți să renunțați sub nicio formă. Chiar dacă asta ar însemna să vină o șansă la dumneavoastră să fie una trecătoare, poate să vă împăcați cu persoana iubită, dar să nu fie o relație care să dureze, chiar și așa, parcă vă doriți lucrul acesta. Dar vedeți că sunteți ancorați, vă încăpățânați să rămâneți într-o situație în care, sau într-o relație sau alături de o persoană care nu dorește aceleași lucruri ca și dumneavoastră. Dar veți avea parte de acea discuție pe care vă doriți, de acea lămurire, de ceea ce aveți dumneavoastră nevoie pentru a scăpa de această suferință. Surpriza vine cu Cavalerul de Spade. Cavalerul de Spade nu este o carte tocmai pozitivă, deoarece aduce foarte multă grabă, dispută, ceartă, bârfe și așa mai departe, având în vedere că se află în poziția surprizelor. Se grăbește o veste la dumneavoastră, se grăbește un eveniment sau dumneavoastră nu mai aveți răbdare să se întâmple anumite lucruri sau se întâmplă totul mult mai repede decât v-ați fi așteptat. Apar fel și fel de discuții, dar să știți că nu sunt tocmai serioase sau care să vă favorizeze în vreun fel. Deci trebuie să aveți grijă în ce credeți și în ce nu, pentru că aceste vorbe pot veni din partea unei persoane răutăcioase, unei persoane foarte geloase care nu dorește ca dumneavoastră să fiți bine, să fiți fericiți. Poate scăpați sau cel mai probabil veți scăpa de aceste energii foarte urâte, pentru că nu aveți susținere într-o relație sentimentală.
Sunteți sfătuiți de o persoană care își dorește să fie în centrul atenției. Poate fi vorba și de un proces prin care treceți. Na, un proces de divorț, probabil, sau vă împăcați după o ceartă foarte urâtă. Depășiți un moment în care v-a fost foarte greu, ați fost înșelați, ați fost mințiți, au fost multe bârfe, a intervenit o persoană feminină din familia persoanei iubite care v-au despărțit. Surpriza vine prin situația aceasta că totul se schimbă și se schimbă foarte rapid. Dacă vor fi sau nu împăcări în luna aceasta, ei bine, avem eremitul care aduce foarte multă singurătate. Nu puteți merge mai departe până când nu vorbiți cu persoana iubită, să înțelegeți anumite lucruri. Aici aveți nevoie de aceste răspunsuri. Aveți foarte multe întrebări și nu aveți și o rezolvare sau un răspuns. De ce s-a întâmplat așa? De ce s-a ajuns la despărțire? Ce simte cu adevărat persoana iubită? Sau chiar veți fi singuri până la sfârșit? Sunt foarte multe întrebări pe care vi le puneți, iar la care nu aveți răspuns și de aceea ar fi indicat să aveți o discuție cu persoana iubită. Văd că veți da dovadă de foarte mult calm și de răbdare și de foarte multă maturitate. Doar că în aceste povești sunt foarte multe probleme, dar sunt probleme adunate în timp. Nu vorbim de probleme care s-au întâmplat ieri, alaltăieri, da? Multe situații, multe neplăceri care au fost așa măturate sub preșoare, cum trecute cu vederea, lasă că o să fie bine, doar că după un anumit timp, na, lucrurile și relația s-a deteriorat foarte mult și chiar dacă încercați să aveți liniște și pace și să dați dovadă de foarte multă înțelepciune și înțelegere, nu mai este cum a fost. Este foarte greu să ajungeți la o înțelegere cu această persoană. Poate fi vorba și de o diferență de vârstă, sau poate fi vorba de multe greșeli făcute în timp. Ia să vedem. Apărut, vedeți dumneavoastră aici, poate fi vorba și de relații de lungă durată care au luat sfârșit. Aici au existat anumite minciuni dinainte să fiți împreună în adevăratul sens al cuvântului. Au fost lucruri ascunse. Chiar dacă nu vorbim de o împăcare neapărat în luna aceasta, măcar o să vă lămuriți cu privire la anumite lucruri. Pentru cei aflați într-o relație de trio, avem regina de monede, care aduce foarte multă stabilitate, un câștig. Se pune foarte mult accent pe intimitate, pe aspectul fizic, pe atracție și câștigă cel sau cea care are mai mult lipici. Apar schimbări, de exemplu, într-o căsnicie, dacă persoana iubită v-a înșelat sau este cu altcineva, lucrurile se vor schimba în favoarea dumneavoastră. Aici apare mult mai multă intimitate în relațiile sentimentale, nevoia de a rezolva o problemă din trecut sau de a rezolva problemele în căsnicie sau în relațiile de lungă durată. Însă stați foarte mult pe gânduri, nu știți dacă ar trebui să faceți așa sau nu, mai ales că în anumite situații o gândiți foarte serios pentru că sunt implicați copiii. Și simțiți nevoia unei schimbări. Multă energie de aventură văd aici la dumneavoastră, să știți. Mai mult decât să fie vorba de o relație serioasă, pentru că apar schimbări care vă vor lua prin surprindere. Mai apar anumite discuții în relațiile acestea de trio, fie cu persoana cu care locuiți, fie cu persoana pe care o iubiți. Nu știu, depinde de la caz la caz unde vă aflați în această poveste. Posibil să aveți de-a face și cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Pentru persoanele singure, avem un 4 de monede, foarte multă încăpățânare, dumneavoastră vă doriți doar un anumit tip de persoană și refuzați foarte multe oferte care vă vin. Apare oarecare încăpățânare sau poate întâlniți persoane foarte posesive, foarte geloase. Dar aici trebuie să cred că unii dintre dumneavoastră vă doriți
pe cineva anume sau un caracter anume, într-adevăr, și visați la această persoană sau vă doriți foarte mult să vă întâlniți persoana predestinată. O veți întâlni, probabil până la sfârșitul anului, poate chiar și în preajma sărbătorilor de iarnă, dar trebuie să luați în considerare și faptul că s-ar putea să nu fie ceea ce v-ați dorit cu adevărat sau cum v-ați imaginat această persoană. Chiar dacă această persoană vă este în destin, veți avea o relație greluță în care va trebui să acceptați foarte multe lucruri, să faceți foarte multe compromisuri și văd că ar fi vorba de o persoană mai mincinoasă sau vă lasă impresia că minte foarte mult, având în vedere că cândva sunteți cam geloși. Deci nu e vorba de o relație ușoară. Sau poate din cauza că ați avut niște experiențe foarte neplăcute în trecut, vă este foarte greu să vă apropiați de cineva acum. Poate fi și lucrul acesta. Bun, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă doresc o lună minunată și să fiți iubiți. La revedere!